Bună ziua, bună ziua, oameni buni! Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sper din toată inima să vă fie bună inima și cât mai sănătoasă, pentru că veți ajunge departe cu o inimă sănătoasă, dar pentru asta trebuie să vă mențineți în formă, iar în momentele următoare veți asista la o adevărată magie și asta să știți că e fără exagerare, pentru că slăbitul nu este o magie, știm, dar ce a reușit Arabella cu ajutorul specialistului în remodelare corporală Carmen Barcan, este fantastic. Ei bine, Arabella a slăbit 50 de kilograme în 7 luni fără sport. Arabella și Carmen Barcan sunt aici alături de noi. Așadar, vedem și încercăm să aflăm mai multe, pentru că și Greta a slăbit 27 de kilograme, tot cu ajutorul lui Carmen. Și aflăm mai multe, așadar să le poftim alături de noi. Sărut mâna, bună ziua și bine ai venit! Sărut mâna, Carmen, bine ai venit, te rugăm frumos în loc! Bună, Arabella! Ziua, bine v-am găsit! Îmi place de tine, ai încredere în tine, ai venit la bustul gol astăzi, corect? Da, cam așa! Pentru că ai dat 50 de kilograme jos în 7 luni? Exact, exact! Cât e curajul ăsta? Nu aveam atât de multă încredere în mine, dar acum iată, mă simt mult mai powerful! Foarte frumos, haide să luăm un loc aici! Carmen, exact cum spuneam ceva mai devreme, oameni buni, specialist în terapii corporale, a ajutat-o practic pe Arabella să dea 50 de kilograme jos în 7 luni de zile. Exact, în 7 luni. Nu, faci minuni și cu Bogdan Pavlică de la Radio România Actualități, mi-aduc aminte că ne-am întâlnit aici, iar noi avem în fiecare zi, avem pe Greta, care tot în vreo 7 luni de zile a slăbit 27 de kilograme. Greta de nerecunoscut, tot cu ajutorul lui Carmen, oameni buni, mi se pare. Dar filmează pe Greta de la picioare să vadă așa, că important e să o vezi cât de mult a slăbit 27 de kilograme în câteva luni, corect? Foarte tare, iar tu nu ești doctor, dar reușești să faci minunile astea. Da, reușesc să fac minuni, dar doar cu oameni minunați, care știu ce vor, care știu ce-și doresc și care muncesc, într-adevăr. Dar tu spuneai că slăbitul ăsta de fapt nu e o magie și că de fapt e foarte multă muncă. E foarte multă muncă, multă ambiție, voință și respect vis-a-vis de specialist. Atunci când o persoană îți vrea binele și te ajută și te îndrumă foarte bine, trebuie să-l respecti. Îl respecti atunci când faci ceea ce trebuie, ceea ce îți sugerează specialistul. Adică ceea ce cine te ascultă ce zici tu are rezultate, la modul exact, ăsta te respect. Exact. De 14 ani treaba asta. De 14 ani fac treaba aceasta și o fac foarte bine, pentru că sunt foarte multe rezultate pe care eu le am în prezent, doar cu implicare 100% de ambele părți. Doar așa reușim. Foarte bine. Arabella, la tine cum a fost? Aveai deci câte kilograme în total? Aveam 110 când am început. Da? Mm-hmm. Și? Și acum ți-ai dat seama 60... că, bă, gata, trebuie să mă opresc? Da, da, am ajuns într-un punct în care deja devenea foarte dificil pentru mine, mai ales din punct de vedere mental. Tu ești cântăreață, în același timp aveai nevoie de un suflu, da. De energie anume. Da, da, da. Simțeam că nu mai pot să urc scări, că devenea din ce în ce mai greu să mă desfășor. Și atunci am hotărât să iau această decizie. Perfect, ai luat această decizie, te-ai dus la Carmen, Carmen e cea care te-a ajutat, dar în același timp ce spunea Carmen mai devreme, că trebuie respectul față de specialist, adică respectul că ce-ți zice ea trebuie urmat, că de fapt și dieta e importantă, ce mănânci și cât mănânci. Da, 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 Carmen a devenit mai mult decât un specialist pentru mine, mi-a devenit o prietenă dragă și asta a fost cel mai important între relațiile dintre noi două. Am făcut echipă de la început, ne-am susținut una pe cealaltă și doar așa am putut să ajungem la rezultatele pe care le-am avut acum. Și nu ne oprim, pentru că mai avem de dat încă 10 kg. M-am uitat aici, vedem fotografiile cu Arabella, care practic a venit la tine acum 7 luni și uite fotografiile acum. Realitatea, nu? Da. Și mai sunt 10 kg pe care le vom da, pentru că atunci când ajungem în punctul final, cu siguranță rezultatul va fi menținut pentru totdeauna. Dacă nu vom continua și nu vom duce la sfârșit ceea ce ne-am propus, există riscul de a face greșeli în continuare și ajungem poate din nou în punctul inițial și nu ne dorim. Este foarte important să ajungem până la final, să atingem obiectivul. Obiectivul este să ne simțim foarte bine în pielea noastră, să sănătatea să fie sub control și noi să avem o stare de bine excepțională zi de zi. Dar care e? De câte ori trebuie să vină? Sau cum e? Care e toată povestea asta? Practic, programul a fost inițiat de mine. Întâlnirile trebuie să fie cam de 2 ori pe săptămână. Petrecem de fiecare dată în jur de 3 ore, în care discutăm, facem proceduri. Deci e totul, e o terapie, un concept, să zic, de la A la Z, pe care eu l-am descoperit și l-am îmbunătățit de la o zi la alta timp de 14 ani. S-a schimbat viața, nu, Arabella?
Mi s-a schimbat viața radical din orice punct de vedere, din punctul de vedere al muzicii, al creativității, al energiei pe care o am în fiecare zi și cel mai important, a modului în care mă simt eu cu mine. Pentru că kilogramele astea în plus, îți dai seama, te îngreunează și nu e cel mai ușor lucru. Da. Dar n-ai avut momente în care îți venea, când îți dădea Carmen mesaj să zici gata, nu mai îți închid telefonul? Ba da, normal. Că Carmen e și genul de persoană care la un moment dat te întreabă ce-ai mâncat, haide să vedem, arată-mă, spune, ai grijă ce mănânci, ce trebuie să faci, nu? Da, într-adevăr, a fost un proces foarte dificil. De multe ori m-am gândit să renunț, doar că am fost foarte norocoasă să o am alături de mine și nu mi-aș fi dorit să fie în alt mod decât dificil. Da, da, clar. Da, da, asta m-a observat că spunea de și vedere. Francisca, care a slăbit la fel enorm cu tine, și Laura, care la fel da, s-a nu, transformat. Nu există decât o comunicare foarte bună, implicare de ambele părți, un respect de ambele părți și rezultatul nu are cum să nu apară. În momentul în care noi petrecem chiar și 2 ore, 3 ore într-o săptămână, poate persoana respectivă nu poate să ajungă din anumite motive de 2 ori pe săptămână, acele ore sunt foarte prețioase pentru că informațiile sunt suficiente încât să mențină standardul ridicat în ceea ce privește respectarea regulilor. Sunt reguli pe care eu le fac cunoscute și clientul rămâne la aprecierea lui dacă le respectă sau nu le respectă. De obicei, cei care reușesc respectă întru totul. Asta povesteam și cu Greta și cu alții oameni pe care îi cunosc, care veneau la tine și spuneau, bă, Carmen, îmi pune în primul rând seriozitate și când vezi cât muncește femeia, parcă ți-e da, rușine să zici, ai de că astăzi nu mai respect ce fac. Îți spun sincer, deci în momentul în care încep să lucrez cu o persoană, mă implic 100% și mă deranjează atunci când văd că persoana respectivă nu îi pasă la fel de mult cum îmi pasă mie de ea. Și atunci reacționez, nu am cum altfel. Ridic chiar și tonul, mă supăr într-adevăr, mă supăr. Dacă luăm telefonul lui Carmen Barcan, în el o să fie cele mai multe feluri de mâncare și farfurii, pentru că exact. Tot ce primește pe WhatsApp e fiecare da, ce este mănâncă. O monitorizare zilnică pentru fiecare. Serioasă treabă. Da, eu, cu atenție mă uit la fiecare postare, fiecare mesaj pe care îl primesc de la clienții mei și le răspund și le dau răspunsul cel mai eficient, indiferent cât de ocupată sunt în ziua respectivă. Adică nu trece ziua fără să nu discut cu fiecare în parte. Haideți să vedeți niște imagini cu Arabela, oameni buni, când era micuță, pentru că urca pe scenă, era artistă și de micuță tot artista a rămas și în ziua de astăzi. Dar haideți să vedeți imagine. Ce pot să fac? Ce pot să fac? Eu cu timpul nu mă-n plac. Ce să fac? Ce pot să fac? Azi să fiu de folos, însă toate nepetos. Jubi-dubi-dubi-da, șuva. Ai dansat și te-ai mișcat extraordinar de frumos, ai cântat excepțional. Cam de când cânti tu? De la 3 ani jumate. Și asta îți dorești? Să rămâi cântăreață? Foarte mult. Mulțumim. Laura, foarte mult. Zi-mi și mie, ce înseamnă oie? Oh, yeah. Păi înseamnă... Niște intersecții. Na, nu-i șopti! Sunt niște intersecții muzicale. Intersecții, am înțeles. Gata. Mulțumesc mulțumim frumos, bravo. Tot. Mulțumim, să mai aplaudăm o dată. Cătălin Crișan, Oana Sârbu, la un moment dat pe promo am văzut când ai și aia, cum e frică de Baubau, tot mică erai. Da. Dar uite, ai văzut de când erai acolo, asta îți doreai, să fii cântăreață și să fii pe scenă. Da, exact, asta mi-am dorit de la început. De la 3 ani și jumătate am început să cânt și de atunci nu m-am mai lăsat de muzică. Când ai început să te îngrași? Am început să mă îngraș, cred că din perioada liceului, deoarece fix atunci eram în adolescență, aveam câteva kilograme în plus, doar că na, mi-a fost schimbată percepția asupra mea și încrederea de sine și așa, și ușor m-am lăsat influențată de vorbele oamenilor și pe fond emoțional am început să mă îngraș. Adică ce spuneau oamenii? Era un fel de bullying, așa? Da, că trebuie să slăbești, că trebuie neapărat să slăbești, adică, na. Da, asta e un sfat, adică că trebuie să slăbești, dar deși jâneau oamenii când... Am avut câteva momente, doar că nu le-am luat așa de în serios, niciodată nu am fost
În sensul acela, doboretă sau bulit. Dar știi cum se întâmplă chestia asta? Iei un kilogram în plus, încă 2 kg în plus și dintr-o dată ajungi să-ți dai seama, băi, am exagerat, am 100 de kilograme. Tu aveai 110 kilograme? Da, 110. Deja ai zis ce fac cu viața mea, nu? Da, ce ziceau da. Familia apropiații? Ei au fost mereu alături de mine. Mama a fost cea mai încurajatoare persoană. Și de fiecare dată mi-a spus: facem fix cum vrei tu. Dacă vrei să mergi la Carmen, ca să nu mai spun că mama mi-a spus de Carmen. Nu cred. Mama a văzut-o la tine în emisiune, da, și i-a dat mesaj. I-a dat mesaj și i-a spus: uite, am și eu fică, am nevoie de ajutorul tău. Da. Și așa am dat eu de Carmen, și tu ce prima mama. Mamei tale, unde m-am mai trimis, mă, da, mama? Efectiv, lasă, mă, da, efectiv, să mă duc și eu la consultație. Da, să povestească prima întâlnire cu mine. Că și cum a fost? Da, la prima întâlnire nu mă așteptam. Deci nu mă așteptam, am văzut-o pe Carmen în realitate, arată de 1000 de ori mai bine decât în online. Și am văzut cât de determinată era. I-am spus și ei: eu vreau să fac echipă cu tine, vreau să ducem asta până la bun sfârșit și sunt pregătită să fac asta, doar că am nevoie neapărat să mă ajuți din punct de vedere mental și psihic să fii acolo pentru mine. Nutriție o să mă ocup, promit că o să fiu ambițioasă, doar că am nevoie de ajutorul tău. Și ea fix așa a făcut. Ce frumos. În același timp, știi, cum spuneai de Carmen, o puteți găsi pe Instagram, Carmen Barcan, sau pe Facebook și scrie Carmen. Dar în același timp, Carmen e o persoană care merge la maraton, aleargă, nu, Carmen? Da, exact. E campioană națională, adică... În anul acesta sunt vicecampioană națională la semimaraton. Adică 20 de kilometri? 21 de kilometri, da. 21 da. De kilometri. Locul 2. În 2018 am fost campioană națională la maraton. La 42 de kilometri. Exact. Și anul acesta am și sunt vicecampioană la 10 km de șosea, locul 3 la 6, 12 km pădure. Deci ai fost și în pădure, la munte, în coastă? Da, 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 am alergat. Deci tu faci foarte mult sport, adică... Da, și acum 2 săptămâni am alergat 21 de km la maraton organizat de Raiffeisen. Da, în același timp, e important sportul ăsta să-l facă și fetele care te vizitează și oamenii. Da, care... da, în momentul în care... E important sportul. E foarte sănătate. Important, e importantă mișcarea în general, adică chiar și mersul pe jos e foarte important. Este important, în primul rând, pentru sănătate, pentru psihic, pentru tot ceea ce vrei să faci, să zic, și din punct de vedere emoțional este foarte important, pentru că te ajută să te eliberezi de stres foarte mult. Eu recomand, în momentul în care ajunge la un număr cât de cât accesibil, să facem lucrul acesta în paralel, adică să persoana respectivă să vină și la mine și să lucreze, să beneficieze de procedurile și să facă și sport. Da, de exemplu, la Arabella mai trebuie încă, la Arabella cam 10 kg și după ce o să ajungem la greutatea respectivă, o să îi recomand să facă și sport, pentru că... Da, anul ăsta e anul transformărilor pentru Arabella. Da, ce am avut noi, să zic, am pus accent foarte mult și pe partea de tonus, folosind anumite proceduri de tonifiere, pentru că Arabella, după cum vedeți, deși a dat 50 de kilograme jos, pielea ei arată foarte bine, chiar dacă este tânără, pentru că am văzut persoane care s-au operat, dau un exemplu, și care tinere fiind și care nu au acel surplus. La Arabella nu. Ăsta e motivul pentru care am rugat-o să vină în colant și în bustieră ca să se vadă. Ridică-te, te rog, un pic, Arabella. Deci vorbim strict de abdomen, de, nu știu, structura corpului, pielea, adică ca și cum n-ar fi avut aceste kilograme niciodată. Este foarte important să poți să iei loc. Nu știu, să apelăm la specialiști care fac lucrurile acestea și le fac foarte bine. Adică dacă fiecare acasă încearcă să slăbească de unii singur, nu este corect. Adică, trebuie să faci și sport, să consulți și un om da, care da, poate da. Să adică te momentul în care ții o dietă, este important să faci sport sau să consulți alți specialiști care îți oferă alternative. Da. Adică să nu rămâi cu surplus de piele, să nu rămâi că în momentul în care te dezbraci să-ți placă de tine, pentru că contează foarte mult și intimitatea. Pentru că sunt persoane care au slăbit foarte mult fără ajutorul nimănui, pentru că se poate, da, efectiv nu mănânci, se înfometează și care îmbrăcate arată într-un fel, dezbrăcate totuși rămân cu frustrări, pentru că contează mult, repet, ceea ce vezi tu în oglindă. Da? Câți ani ai, Arabella? 22. Mulți înainte. Da. Am găsit filmarea aia cu tine când cânteai Nu-mi e frică de Baubau. Da, 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 este încă pe YouTube. Da, ia, stai să vezi. Când copilul
Haide că am ajuns și la imagine, astea le-am găsit. Dar mi se pare fantastic cum tu de mică îți doreai să fii pe scenă, să fii cântăreață. Și iată că acum ești tot artistă și astăzi o să ne și cânti. Da, 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 de 2 ani, acum 2 ani de zile am început proiectul pe care l-am început, Arabella, alături de producătorul meu, Cristian Pistol, în coproducție cu Cristian Tarcea. Și iată că lucrurile merg foarte bine. Niște băieți foarte talentați care au făcut și niște piese internaționale. Așa că da, să ai multă baftă. Carmen, felicitări pentru munca ta și pentru, cum să zicem, ambiția ta de a face oameni frumoși. Mulțumesc, Carmen Barcan, așa o găsiți pe Instagram și pe Facebook și v-am zis că puteți să o căutați, că și scrie. Ai editorial la un moment dat într-un ziar din Bacău. Da, ziarul Deșteptarea de Bacău. Deșteptarea, mai scrie acolo? Mai ai timp? Din când în când, da. Te mai duci și la Bacău? Din când în când, da, da. Cam 2 zile din săptămână sunt la Bacău. Perfect, restul în București, nu? Da, exact. Bun, oameni buni, Arabella ne și cântă, pentru că visul ei era să fie pe scenă și ar fi păcat să nu fie acum pe scenă și în fața dumneavoastră. Și important e să ai grijă așa de corpul tău, așa e bine să ai grijă de tine. Poți să te duci, că am văzut că e Greta acolo, te așteaptă cu ceva. Greta e de la vestimentație. Colega noastră Greta, perfect. Perfect, ia uite aici, gata. Oameni buni, aveți grijă de voi, că uite, kilogramele astea apar că nu te aștepți și ușor, ușor trebuie să lupți să le dai jos și nu e tocmai cel mai ușor. Dar trebuie multă ambiție, nu? Când vrei să slăbești, trebuie ambiție. În momentul în care îți dorești ceva, eu zic că nu există să nu poți. Deci când îți dorești ceva foarte mult, faci tot ce ține de tine în direcția respectivă și obiectivul va fi atins cu siguranță. Deci puneți în cap că trebuie să slăbești un număr de kilograme și pur și simplu nu faci altceva decât să te duci la îndeplinire. Felicitări, Carmen! Mulțumesc mult! Gata, Arabella? Da, da, da. Învârtim inelul și ne cânti ce piesă? Baby, I got fire! Baby, haide să dăm drum.